Salutare, dragii noștri! Sunt Cristina Ciocoiu și scoatem astăzi din ghiozdanul nostru special obiectivul de dezvoltare durabilă numărul 15, viața terestră. Pe planeta noastră există mai multe tipuri de ecosisteme, fie că sunt medii acvatice, fie că sunt medii terestre până la medii aeriene. În România, în funcție de factorii abiotici, precum clima și relieful, și în funcție, bineînțeles, și de factorii biotici, precum plantele, animalele și alte organisme, există mai multe tipuri de ecosisteme terestre, precum stepa, precum pajiștile alpine, pădurea de conifere și pădurea de foioase. Fiecare ecosistem este unic și de aceea trebuie protejat. Haideți să descoperim ecosistemele terestre din România sub forma unui joc. Acestea sunt reprezentate în jocul nostru sub forma unor planșe. De exemplu, aici este reprezentată stepa. Pe panoul numărul 2 este reprezentată pădurea de conifere. Pe panoul numărul 3, pădurea de foioase. Și pe panoul numărul 4, ecosistemul pajiștilor alpine. După cum remarcați, în jurul acestor panouri mai există exploatările forestiere, agricultura, de asemenea avem infrastructura și încă un element antropic care perturbă aceste medii terestre, urbanizare. Pentru acest joc am alături de mine 4 elevi de la Școala Gimnazială Hadrian Daicoviciu din Orăștioara de Sus. Salutare, copii! Bună ziua! Sunteți aici pentru un joc legat de ecosistemele terestre. Avem aici 4 plicuri. Voi sunteți 4 elevi. Fiecare va alege câte un plic. În fiecare plic există câte un animal specific tipurilor noastre de ecosisteme terestre. Acest animal nu trebuie să-l știți decât voi, cel care aveți plicul, și cu mine. Ceilalți, prin anumite indicii, trebuie să identifice, să ghicească, mai bine spus, animalul pe care voi l-ați selectat din plic. Odată ce ceilalți 3 ghicesc animalul, voi va trebui să duceți acest animal la casa lui. Fie că trebuie să-l duceți în pajiște alpină, fie pădurea de conifere, fie pădurea de foioase, fie stepa. Însă cum îl veți duce? Îl veți duce legați la ochi. Va trebui să mergeți pe încredere și pe ceea ce vă ghidează colegii voștri. Haideți să vedem cine este primul curajos. Tudor, te rog, alege un plic. Foarte bine. Hai să vedem. Încetişor deschide, să vedem despre ce animal este vorba, însă fără să-l vadă colegii tăi. Ok, sunteți pe fază, da? Acest animal trăiește în câmpie. Doarme cu ochii deschiși. Roade în continuu pentru a-și menține dinții cât mai scurți. Cine credeți că este? Iepurele. Iepurele, bravo! Acum îl leg pe Tudor la ochi și voi va trebui să-l ghidați să ajungă la ecosistemul său specific. Însă va trebui să îl duceți ocolind aceste obstacole. Haide să ducem iepurele la casa lui, dar să-l amețim puțin! Iepurele trebuie să ajungă în câmpiile noastre din România, în câmpia română sau câmpia de vest. Mai la stânga, Tudor, sari în față! Vegetația specifică este formată din ierburi xerofile, rezistente la uscăciunea verii, precum colilia sau păiușul. Mai în față, Tudor! Mai în față, la dreapta! Stânga! Animalele care trăiesc aici sunt iepurele de câmp, fazanul, dropia, șoarecele de câmp. Solurile sunt foarte fertile și din cauza aceasta, majoritatea regiunilor de stepă au fost transformate în terenuri agricole. Domnul iepure a dat de un oraș. Acum tot în față. Așa, bravo, bravo. Dreapta. 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 Și ia uite, a ajuns la un alt obstacol. Față. Ops, a ajuns acolo pe un teren agricol, după cum vedeți, obstacolul nostru se numește agricultura. În față. În față. Îl cam zăpăcesc pe iepurele nostru, dar va ajunge el într-un final. În față. Cal, 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 cal. La stânga. Cal, 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 cal. Stop, stânga. Și stop. Bravo, bravo, domnul iepure a ajuns. A ajuns la casa lui. Mulțumim, domnul iepure, mulțumim, Tudor. Continuăm cu următorul curajos. Cine este? Aris. Sedem, alege un plic. Ok, vino lângă mine. Scoate să vedem ce animal ai tras. Ok, și noi acum dăm indicii. Trăiește la peste 2300 de metri și este animal protejat.
Este cumva capra de munte? Corect, capra neagră. Acum este rândul lui Ariț să legăm la ochi și să vedem cum poate el să ajungă la habitatul său specific. 3, 2, 1 și... Stânga. Tot în față. Ecosistemul terestru unde trebuie să ajungă capra neagră îl găsim la peste 2300 de metri. Și vegetația sa, să știți că este formată din pajiști, din ierburi și flori viu colorate, precum binecunoscuta floare de colț ocrotită prin lege. Dreapta. Tot în față, mergi. Sari. Capra neagră mai locuiește aici alături de acvile sau de cocoșul de munte. Iar solurile, vă dați seama, fiind la o altitudine atât de mare, nu sunt fertile și fac parte din categoria solurilor alpine. Tot în față. Stânga. Stânga. Tot stânga, în stânga. Stânga. Uite, a dat și de o exploatare forestieră. Tot în față. Mergi. Se pare că nu-l duceți corect. Trebuie să-l duceți acolo unde locuiește cocoșul de munte, unde solurile sunt alpine. Stânga. Tot stânga, în stânga. Stânga. Tot în față. Mergi. Mai un pic. Gata. Și ai ajuns. Capra neagră i-a dus exact unde trebuie și anume la pajiștea alpină. Mai avem două plicuri. Să vedem cine este următorul elev. Te rog, Anastasia. Deschide, te rog. Și urmează indiciile pentru colegii tăi. Este supranumit regele munților. Mănâncă mure. Este mamifer. Ursul, corect. Ursul brun sau ursul carpatin. Ursul este pregătit să-l ducem în bârlogul său. Tot în față. O să mori. Pădurea de conifere sau taigaua. Acolo trebuie ghidat ursul să ajungă. Tot în față. Mergi, tot în față. Deja Anastasia a dat de o infrastructură, de un drum. La dreapta, în față. Pădurea de conifere există în Carpații noștri până la altitudini de 2300 de metri. În dreapta. Dreapta. Tot dreapta, în față. Să vedem unde o duce. Dreapta. Ajunge la un alt obstacol, la exploatările forestiere. Tot în față. Ca și specii, găsim bradul, molidul, pinul, iar ca animale, pe lângă urs, mai găsim istrețul, zimbrul sau, de asemenea, poate să ajungă la această altitudine și lupul. Tot dreapta. Dreapta. Tot în față. Dreapta și în spate. Spate. A cam depășit ursul nostru. Se duce după mure. Haide. La dreapta. Stânga. Stânga. Și în față. Și în față. Acolo. Și ai ajuns. Felicitări, ai fost ghidată să ajungi la mediul tău terestru specific și anume la pădurea de conifere sau taiga, cum se mai numește aceasta. Ultimul plic și ultimul elev. Laurențiu, te rog să vii alături de mine. Ok, sunteți atenți să primiți indiciile? Da. Este un mamifer ale cărui coarne sunt atât de frumoase încât oamenii îl apreciază, însă din păcate mulți și realizează trofeu din capul acestuia. Este cerb? Cerbul, corect. Despre acest animal este vorba și despre pe acest animal va trebui voi să îl ghidați să ajungă în habitatul său specific. 3, 2, 1 și... La dreapta. La dreapta. Tot în față. Sari. Cerbul trebuie îndrumat până la acea pădure unde există stejar, fagi, arțari, ulmi, tei, carpeni. Să vedem unde te chidează ei. Ai ajuns la un drum, ai depășit drumul. Tot în față. Dreapta. Dreapta. Te cam îndrept spre o exploatare forestieră. Stânga. Ai depășit obstacolul. Stânga. Așa, tot în față. Te descurci minunat. Dreapta un pic. Și în față. În față. Și ai ajuns. Și ai ajuns la pădurea specifică, unde găsim cerbul, căprioara, veverița, lupul și anume pădurea de foioase. Sper că v-a plăcut jocul nostru și că ați avut multe de învățat. Este rândul vostru să realizați un astfel de joc alături de colegii voștri. Documentați-vă și găsiți informații despre alte ecosisteme terestre, însă din afara României.
precum pădurea ecuatorială, savana sau tundra. Dragii noștri, viața terestră este uimitoare, unde noi depindem de toate plantele și toate animalele. De aceea trebuie să protejăm și să promovăm dezvoltarea durabilă a ecosistemelor terestre. Trebuie să gestionăm durabil pădurile, pentru că pădurile reprezintă casa animalelor, pentru că pădurile reprezintă plămânul verde al planetei noastre. Trebuie să stopăm pierderile de biodiversitate. Capra neagră, mistrețul, zimbru sunt animale pe cale de dispariție. De asemenea, trebuie să combatem decertificarea și degradarea solului. Despre toate acestea este vorba în obiectivul de dezvoltare durabilă numărul 15. Până la următoarea întâlnire a Ghiozdanului cu obiective de dezvoltare durabilă, vă spunem la revedere!